În această săptămână, dar și săptămâna viitoare, Biblioteca Municipală Ioan Barbu din Câmpulung prezintă publicului vizitator o expoziție dedicată Marii Uniri și Zilei Naționale a României. Sunt expuse copii ale fotografiilor care au imortalizat actul Unirii de la Alba Iulia și o serie de cărți și documente care fac referire la această mare zi pentru poporul român. Vizitatorii care doresc să afle mai multe despre istoria Marii Uniri o pot face prin citirea cărților expuse. Expoziția din această săptămână este dedicată Zilei Naționale a României. 1 decembrie 1918 este momentul care a marcat unirea provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Chișana, Maramure și Sădmar cu regatul României. Principalele evenimente au avut loc în luna în, în, în noiembrie 1918, pe durata 12 zile au avut loc alegeri pentru Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania și Ungaria, adunarea care s-a desfășurat la Alba Iulia. Astfel, ca o pregătire a acestui eveniment, pe 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei emite o rezoluție pentru unirea necondiționată cu legatul României și la Alba Iulia a fost aleasă ca loc de întâlnire acestei mari adunări naționale, deoarece este locul în care Mihai Viteazu a intrat triunfal la prima unire a celor trei țări românești în 1599. De asemenea, întâlnirea de la Alba Iulia a reunit 1228 de delegați din peste 130 de, cercuri electorale și din 27 de comitate. Declarația de la Alba Iulia a fost citită de către episcopul Iuliu Hosu, iar care prevedea autonomia provincială a teritoriilor la înființarea Constituantei și o serie de alte drepturi pentru minoritățile din Transilvania, precum o, o reformă agrară, un regim democratic și în urma la ora 12 pentru decembrie 1918 a fost votat unanimitatea această rezoluție, anunțul fiind făcut de către Gheorghe Pop de Băsești și astăzi s-a constituit Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent ca organ executiv condus de Iuliu Maniu pe data de 24 decembrie 1918, această unire a fost ratificată de către regele Ferdinand I al României, care a semnat acest decret de validare al unirii Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România, creând astfel statul național unitar român, dezideratul întregului popor român. La mulți ani tuturor românilor! Săptămâna viitoare, în cadrul Bibliotecii Municipale Ioan Barbu din Câmpulung, Va avea loc o serie de manifestări culturale organizate în parteneriat cu școlile din municipiu, având ca temă importanța actului Mari Uniri în viața poporului român.